Salutare tuturor, ce mai faceți? Eu sunt Dedertal și bine v-am regăsit la un nou episod din din seria noastră de 1 vs 1. Știu, nu ne-am prea mai văzut de mult pe un videoclip, pentru că, după cum știți, în perioada asta m-am ocupat mai mult cu live-urile, pentru că am vrut să cresc în zona asta ceva mai mult. Și înainte să începem, dacă mai vreți videoclipuri, v-aș ruga... Băi, ce ping are copilul! Haide, mă omori odată. S-a apăsat și voi pe butonul ăla de like să facem și noi pentru episodul de astăzi. Peste 50 de like-uri. Haideți să vedem dacă vă mai plac videoclipurile sau vreți să ne axăm mai mult pe livestream. Totuși, vă plăceau foarte mult videoclipurile și înainte, așa că vreau să vedem exact cum o să ne descurcăm. Și în episodul de astăzi vreau să... Ok, ăsta e român. Vreau să discutăm niște chestii, pentru că... Ei bine, nu ăsta trebuia să fie videoclipul de astăzi, doar că... doar că pur și simplu am vrut să fac un videoclip, practic... Măi, frate, ești nebun cum joacă ăștia. Ok. Am vrut să fac un videoclip care a fost mai mult o parodie, practic, cu Insanity. E un moment de la el de pe live, am editat frumos cu melodia aia, așa, și dau să-l aplaudez pe YouTube. Și, frate... Se aplaudează el frumos. L-am lăsat așa în pace, dar văd că nu mai urcă pe YouTube și... Nu știu, am rămas așa puțin surprins, pentru că n-avea de ce. Adică era salvat, totul era frumos. Și intru înapoi pe PC și mă uit, bă, frate, ce s-a întâmplat cu videoclipul? Nu s-a salvat. Uite eu frumos acolo și îmi zice că nu pot să public videoclipul respectiv. De ce? Pentru că acea trupă care cânta melodia și care e desființată de vreo 20 de ani mi-a dat copyright. Da, ați auzit bine, mi-a dat copyright. N-am luat strike pentru că n-a apucat să se aplaudeze și oricum nu era un strike, doar că pur și simplu nu era disponibil în nicio țară. Foarte easy, nu era disponibil în nicio țară și cam asta a fost. Adică n-aveam ce să-i fac, n-aveam cu cine să vorbesc, am vrut să le trimit, ei sunt... pur și simplu desfințați, adică ei practic nu mai există, n-ai cui să-i trimiți mesaj. Da, am înțeles. Nice. N-ai cui să-i trimiți mesaj, asta e destul de ciudat, dar, adică, cine ar mai da disclaimer pe melodia aia? Plus că, practic, pe live a apărut melodia aia și n-a fost nicio problemă, live-ul e on, live-ul e tot așa, dar, na, asta e. Eu am încercat să dau un song din ăla, știți voi. Disclaimer, fail dispute, pentru că, bă, nu scrie nicăieri că n-am voie să-ți folosesc melodie integral, dar, na, n-ai ce să faci, asta este. Am muncit degeaba la el și fără melodia aia nu prea are niciun sens, pentru că melodia era toată baza. Na, asta este. YouTube-ul nostru drăguț și suntem aproape 2000 de testoase, doar că despre asta vreau să vorbesc în alt clip, pentru că, vreau și eu subiecte și pentru alte clipuri. Aș vrea să mai lăsa subiecte de discuție, pentru că, știți că în timpul săptămânii postez mai mult videoclipuri, pentru că nu prea am eu timp să fac live-uri, plus că nici voi nu prea vă puteți uita în timpul săptămânii, chiar dacă asta e ultima săptămână și după asta e totul easy, ceea ce e perfect, nu-i așa? Bă, mori. Stai, wait. Credeam că e a doua rundă, pentru că am mai jucat odată cu tipul ăsta. Aș fi vrut să postez... LOL. Aș fi vrut să postez inițial... Aș fi vrut să postez inițial niște survival games, doar că... nu prea am timpul necesar, având în vedere că v-am zis care e treaba. Am pierdut o grămadă de timp cu videoclipul ăla și chiar... m-a bătut ăla, ești nebun? Și... Ok, hai să închid ăsta. Am închis geamul pentru că începea să fie frig. Bun. Apoi... 4 minute, hai că mai filmăm câte 2 minute, mai vorbim și noi despre câte ceva. Aparent, cred că e vreun YouTuber live sau ceva, pentru că văd o grămadă de români și e destul de ciudat. Să-mi ziceți voi dacă era la ora 1, cât e? E 12:35. Dacă era vreun YouTuber live, habar n-am, nu știu. Nu prea m-am uitat pe YouTube astăzi.
ne-a mai dat un mic ride pe azi noapte, pur și simplu, eu mă uitam la serial, dar mi se părea dubios că am făcut vreo 10 abonați în 2 minute sau ceva de genul și era chiar ciudat și apoi am văzut că mi-a dat ride la live-ul ăla închis. În fine, probabil că o să mai dea unul astăzi, pentru că așa a promis că aseară n-a apucat să-l facă chiar ca lumea, dar în fine, o să mai vedem noi. Apropo, m-am apucat să iau toate pay safe-urile de prin casă, pentru că am o grămadă, și să le verific, frate, și am găsit aparent aproape 10 euro, deci era unul cu 8 lei, unul cu 6 lei, și am găsit o grămadă cu 1,90 lei, care sunt mai recente, probabil, pentru că așa era euro la momentul ăla. Și m-am îmbogățit, adică pot să-mi iau o grămadă de chestii, de bani aici, și putem dona la youtuberi în continuare, ceea ce e bine, nu-i așa? E foarte bine, easy. Ok, hai să batem de data asta. Bă, de ce nu-i văd, frate? Joc foarte urât. Foarte rău. Zici că sunt un nap din ăla care știe doar cu sabia să dea. Ok, sunt praf. Sunt praf și o recunosc. Bun, l-am bătut. Perfect. Și da... mersi mult la toți care ați venit noi în ultima perioadă, mersi mult la toți care mi-ați dat raiduri și care vreți să mă ajutați să mă vopsesc încă, pentru că, nu, păi mie. Deci toată lumea care mi-a dat raid zilele astea, când a văzut că mă vopsesc în cap, le-a zis abonaților să vină și să dea subscribe ca să mă vopsesc mai repede în cap, pentru că, da, nu știu cum o să arăt eu cu părul albastru sau verde, pentru că nu m-am hotărât exact... Click... Fuck! Click dreapta, delete, îți dau. Nu știu exact cum o să arăt cu părul vopsit, dar... No, you know, încercarea moarte n-are, m-ați mai întrebat și de... Faza aia cu promovatul unui videoclip. N-am mai încercat pentru că îți trebuie card și nu mai am bani pe card. Adică aveam cardul pe aici, da, nu-l mai am aparent. Nu mai am bani pe el și nici n-am de gând să pun, pentru că îmi iau o grămadă de dobândă, știi, și... mă mori. Și parcă îmi convine mai mult să-mi iau pay safe-uri, știi, pentru ce vreau să bag în, ce vreau să bag pe net și... Na, mi-e chiar mult mai ok așa, plus că, na, cardul prezintă anumite riscuri, mai ales că aveam destul de mulți bani pe acolo. Oricum, mi-am terminat și acum nu mai am nimic. Asta e... Na. Asta e, s-a întâmplat. Aș fi vrut să fac un experiment, să bag măcar 10 lei sau ceva de genul. Bă, dar nici că mai câștig un meci, ești nebun. Să bag 10 lei sau ceva de genul ca să încercăm experimentul și să-l fac public pe YouTube, dar... Na, asta e. Nu s-a putut. Mă, dar ce-i cu ăștia mâncați așa? Îmi dau cel mai mare easy ever. What the fuck? What? Și nu-mi pică netul aparent. LOL? Păcat că am plasă de țânsari și nu mă pot arunca. Adică sunt genial în puii mei. Genial. Bun. Păi, bă, fraților, cam asta este și videoclipul nostru de astăzi din... Nu, cam asta e și videoclipul nostru de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Mă las de jocul ăsta pentru că aparent sunt chiar praf în ultima vreme. Adică câteodată joc bine și câteodată joc foarte prost. În fine, păi cam asta e și videoclipul. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine până aici. Sper că v-a plăcut. Vreau să mai ziceți părerile voastre în comentarii. Să mai dați sugestii de ce să mă vopsesc în cap, pentru că nu știu exact și e destul de nasol. Păi da, cam asta e și da, mi-a picat net. Cam asta e și videoclipul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Turtle și da, noi să ne revedem ori diseară la un livestream, ori data viitoare cu un nou episod. Pa, pa! Insane! Hai, hai, hai! Nu! Mă bate! Nu, mă bate, de fapt.